la competiție pentru obținerea certificatului Școală Europeană. Vă mulțumim foarte mult că ați găsit timpul să veniți și mulțumim personalităților aici prezente pentru faptul că ne-au onorat prin participarea la această festivitate. Se găsesc alături de noi domnul ministru Daniel Petru Șuneriu, ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, excelența ta. Mă bucur că sunt oameni care mă aplaudă. Excelența ta, domnul ambasador Nicolae Idu, care este șeful reprezentanței Comisiei Europene în România. De director al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale. Domnul Petru Dumitru, care de asemenea este reprezentant al reprezentanței Comisiei Europene la București. Alături de mine se află colega mea, doamna inspector general Marinica Stoian, care este sufletul acestei competiții și acestei. O să-mi permit să dau cuvântul domnului ministru, în calitate de gazdă în aceste ceremonii. Doamnelor și domnilor, domnule ambasador, mă bucur că suntem astăzi împreună și să vă spun foarte pe scurt câteva cuvinte pe care eu consider că e bine să fie spuse și mai ales e bine să fie auzite într-o zi ca cea de astăzi. Mă bucur că această întâmplător, această ceremonie are loc într-o zi în care se produc alte două evenimente foarte importante în viața școlii. Examenul de bacalaureat pe de-o parte, pentru prima dată suntem în perioada. Pentru prima dată se dau aceste examene de competență și, în același timp, mai puțin, o circunstanță mai puțin fericită, cea a mișcărilor sociale, care, desigur, sunt fiecare decide, fiecare instituția statului, fiecare sindicat decide momentul și oportunitatea unor asemenea acțiuni. Desigur, știm cu toții că România nu trece printr-o situație foarte ușoară. La nivelul Uniunii Europene, Uniunea Europeană nu trece printr-o situație foarte ușoară. Dar eu cred că tocmai pentru că nu trecem printr-o situație ușoară, acest moment poate să însemne pentru noi și începutul unei noi oportunități. Pentru că nu vom putea să trecem împreună de această situație dificilă dacă nu ne suplecăm mânecile și trecem la treabă. Un alt eveniment este de natură să mă facă să fiu mai optimist decât eram ieri. Ieri au început dezbaterile pe marginea noii legi a educației în Camera Deputaților. Și după o ședință, pentru că avem și deputați printre noi, după o ședință care a durat, dacă nu mă înșel, 8-9 ore, pot să spun liniștit că am asistat la un prim pas înspre mult râvnitul consens despre care se vorbește atât de multă vreme. Am plecat de la acea ședință mult mai optimist decât am sosit. Parafrazându-l pe Nichita Stănescu, am putea spune că profesorul și soldatul nu au viață personală. Vreau să spun că nici ministrul nu prea are. Dar viața ministrului a mea, cel puțin, este viața personală a tuturor celor 320.000 de persoane care lucrează în sistemul de învățământ. O bucățică din asta se regăsească și în viața elevilor. De aceea, întreg demersul și vreau să spun acest lucru cu toată, deschiderea de suflet de care suntem capabili. Întreg acest demers în ceea ce privește legea educației se înscrie, dacă vreți, în ideea deschiderii unui drum
fiecare copil din România, deci fiecare copil din România, pentru fiecare copil din România să deschidem un drum către visele sale. Eu cred că asta este demersul în care trebuie să scriem această nouă lege a educației, să fie un nou început pentru noi. Îi văd printre noi pe, am zărit-o pe doamna inspector Romaniuc de la Iași, pe care o salut. Cred că prin munca și dedicația unor astfel de oameni și a dumneavoastră, cei care astăzi sunteți recunoscuți ca fiind cei mai buni dintre cei buni, cum se spune, olimpicilor, și dumneavoastră sunteți un fel de olimpici între școli, între licee, cred că putem face acel pas înainte de care avem cu toții nevoie. Am văzut că pe primul loc s-a situat Liceul de Arte Bălașa Doamnă, din Târgoviște. Și m-am interesat și am aflat că acolo activează un domn profesor Simeon Gheorghe, care, se spune, este un model de profesionalism și mai ales de modestie. Și eu cred că prin astfel de repere, cred că prin astfel de exemple, putem să arătăm copiilor noștri că există și o altă realitate decât acea realitate gri care mi se prezintă uneori prea mult în jurul nostru. Astăzi am auzit că domnul profesor a desfășurat în prezența tuturor elevilor din grupă un studiu de portret pe model, încadrându-se în reperele unei normalități a cărei cheie o au toți profesioniști, toți oamenii profesioniști din România. Pentru că eu cred că ăsta este cel mai important lucru pe care putem face împreună, să intrăm în sfârșit în la normalitate. Vă felicit pe toți cei care veți fi astăzi recunoscuți. Vă mulțumesc pentru participare. Vă asigur că sunt primul apărător al dumneavoastră, sunt primul care apără școala românească, dar în același timp vă cer sprijinul să facem acest lucru împreună și să facem sub semnul deschiderii, sub semnul profesionalismului care vă caracterizează. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamnă director general, domnule ministru, doamnă director general, doamnelor și domnilor. Vreau să mulțumesc pentru invitația pe care am primit-o de a participa la această festivitate în contextul unui concurs deja tradițional organizat de Ministerul Educației, Cercetării, Sportului și Tineretului de-a lungul anilor. O tradiție care incorporează subiectul european. Azi este clipa voastră de glorie. O clipă care vine după mulți ani de eforturi. Sunt școli aici care obțin pentru a treia oară această recunoaștere. Însemnând că sunt printre cei care au avut-o pentru prima dată, printre puținii care au obținut-o în 2001, când am inițiat concursul. Să știți că sunt foarte puține țări în Europa care au acest mod de valorizare a rezultatelor obținute în proiectele europene, valorizare însemnând ceea ce dorește foarte mult Comisia Europeană, adică recunoaștere de către factorii de decizie de la cel mai înalt nivel. Și pentru asta vreau să mulțumesc și să felicit în același timp Ministerul Educației, care a preluat de la noi această inițiativă și a reușit să o aducă, pentru că ei pot, fiindcă sunt minister, la nivelul de sărbătoare la care ne aflăm astăzi. Aș vrea să vă spun că în același timp, în afară de felicitări, agenția vă mulțumește foarte mult pentru ceea ce faceți. Din 1997 face, fiindcă prin efortul vostru, România, spre deosebire de toate alte domenii, este în frunte pe harta Europei la acest capitol. Ca să vă dau un singur indicator, este acela că nu numai că ne absorbim în totalitate fondurile alocate, dar începând de anul trecut, am început să luăm fonduri și de la alte țări, cel puțin
mulțumim pentru convenius foarte mediată, pentru că avem proiecte mult mai multe și de calitate bună decât alții. Deci anul trecut am avut 1,5 milioane de euro plus din acest motiv. Lucru care vi se datorează. Acestea fiind spuse, un singur lucru mai am de adăugat, apropo de ce a spus domnul Ido, apropo de strategia Lisabona 2020, și anume că viitorul sună bine. Două sintagme cheie ale acestei strategii sunt Youth on the Move și New Skills for the Job, cu un obiectiv clar pentru 2020. Statele membre, prin reprezentanților în Consiliul European, își doresc ca până în 2020 fiecare tânăr din Europa să aibă posibilitatea să beneficieze de o perioadă de mobilitate cu scop de învățare în străinătate, ceea ce mi se pare extraordinar și sper că statele membre vor pune și resursele pentru acest lucru. După 2014, că știți cu toți că actuala generație de programe se termină în 2013, nu se termină nimic, programele vor continua, dar probabil reorientate în jurul acestor două sintagme cheia, ceea ce înseamnă că poate vor fi la un loc, lifelong learning și use in action. Acestea fiind zise, trăiți-vă clipa de glorie pentru comentați. Dacă îmi permiteți să nu uit meseria, vreau să fac o scurtă lecție de matematică. La ediția 2010 a competiției s-au înscris 148 de unități de învățământ preuniversitar din 36 de județe și din municipiul București. În urma evaluării acestor dosare extrem de consistente, extrem de frumoase, am avut mari dificultăți, nu eu, ci comisia care a evaluat, să decidem care sunt cei care vor fi premiați și am decis, având în vedere calitatea dosarelor prezentate, să premiem 60 de unități de învățământ din cele care au depus dosarele. Vă felicităm pe toți. Mai ales trebuie subliniat faptul că dintre cei 60, 7 obțin pentru a treia oară certificatul Școală Europeană și cred că trebuie felicitați încă o dată. Obțin a doua oară acest certificat și este de la lansarea acestui proiect în anul 2004 au participat la competiție 1069 de unități școlare din toate județele țării. Iar din cele 277 de unități pe care le-am premiat de-a lungul celor edițiilor care au fost până acum, 163 încă mai dețin acest titlu, vă reamintesc ceea ce știți, și anume faptul că acest certificat este valabil 3 ani. Deci sunt unii încă, fie că au obținut de mai multe ori, fie că se află în perioada celor 3 ani. Noi apreciem că avem aici floarea școlii românești și cred că sunteți cu toții o dovadă vie a faptului că în școala românească nu se învață pe din afară, că în școala românească este deschisă și pentru alte lucruri decât pentru activitatea strict de la clasă și că prin proiectele pe care le faceți, această activitate crește în calitate și devine mult mai interesantă. Sunteți dovada că această școală e deschisă către lume și că poate aduce un aport important la prestigiul României în Europa. Astfel încât, chiar dacă o să o facem pentru fiecare premiant în parte, vă felicit pe toți și aș vrea să subliniez încă o dată că sunt convinsă că nu poate participa și fi premiată o școală la această competiție dacă nu există dedicare din partea cadrelor didactice, dacă nu există entuziasm și competențe din partea elevilor și mai ales dacă nu există un management excelent, atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivelul inspectoratului școlar. Și cu această ocazie le mulțumesc tuturor celor care se implică în această competiție. Felicitări! Înainte de a trece efectiv la premieră, pentru că sunt foarte mulți colegi din presă, cred că domnul ministru ar dori să le adreseze câteva cuvinte care nu sunt legate de eveniment, ci de situația zilei de 22 aprilie. Vedeți, de ce am făcut așa. Noi lucrăm foarte bine în minister, doar că acum a fost o mică neînțelegere. Tocmai asta voiam să cerpez, ceea ce vreau să spun acum este off the record, dacă îmi permiteți.
ascultându-i pe ceilalți care au intervenit și uitându-mă și pe ecran la prezentări, mi-au venit în minte trei lucruri. În primul rând, îmi cer scuze, nu am menționat când am vorbit despre doamna inspector din Iași, la Romaniu, cum nu am menționat pe doamna Furlan de la Neamț și domnul Virică de la Mehedin și am zis și domnul Doxan de la Caraș este printre noi. Ce mi-a venit în minte când am văzut aceste imagini este că omul simțește locul. Și de aici mi-a venit în minte ceea ce eu spun de multe ori și astăzi, și niciun de acest lucru nu se vede mai bine decât astăzi, că cel mai important pentru o guvernare este să gândească global, dar să acționeze local. A gândi global înseamnă a crea un sistem în care fiecare om la nivel local poate să-și exprime. De asemenea, este școala care a fost premiată de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale în 2007, ca fiind școala care a derulat cele mai multe proiecte europene. Doamnelor și domnilor, sunt onorat să fiu astăzi aici. Sunt inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Vaslui, fost director adjunct al grupului școlar Steva Procopiu, când de 7 ani. Este și o parte din munca mea, pentru că la inspectorat sunt doar din toamna anului trecut. Grupul școlar Steva Procopiu este o unitate școlară care primește pentru a treia oară certificat de școală europeană. Ne mândrim cu acest lucru. Vă dorim și dumneavoastră tuturor succes să primească fiecare de câte 3 ori cel puțin certificat de școală europeană. Vă mulțumesc tuturor! Colegiul Național Nicolae Tudulescu. De aici, rapid, da? Bun.